Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem din nou împreună în emisiunea Copii, Părinți, Profesori. Așa cum știți, de-a lungul săptămânii v-am anunțat tema din această seară, și anume părinții și adolescenții lor, sau adolescenții și părinții lor. Avem invitat în această seară pe Amelia Turmei, consilier de dezvoltare personală, care ne va împărtăși în această seară din experiența pe care o are cu adolescenții pe care i-a întâlnit de-a lungul timpului. Bună seara, Amelia, și bine ai revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Ne bucurăm că ai venit din nou. Sunt convinsă că ai din nou informații prețioase pentru fiecare din ascultătorii noștri. Sper! Sper din toată inima! Spune-ne, te rog frumos, tu cum vezi relația asta părinte-adolescent? Relația părinte-adolescent... La prima mână pot spune că e o relație, când vezi din afară lucrurile, poate fi o relație frumoasă sau poate fi o relație grea. Depinde de aparențe. După ce începi să intri în interiorul relației, se schimbă lucrurile și putem spune că orice relație e grea, cu atât mai mult o relație dintre părintele și adolescentul lui. De ce consider că este grea această relație? Că ziceai că unele, din aparență, unele sunt ok, altele nu, dar dacă intri în interiorul lor, acolo sunt probleme. De ce? Cred că adolescența e una din... E perioada cea mai importantă din viața unui om. E perioada în care începi să te formezi ca și caracter, să te dezvolți ca și personalitate. E perioada când descoperi noul, perioada teribilismului, perioada multor perioade și asta îngreunează până la urmă comunicarea care stă la baza unei relații cu părintele și pentru că părintele nu înțelege sau poate a uitat de perioada adolescenței proprii și are anumite așteptări. Și atunci devine grea relația, pentru că fiecare joacă un rol. Adolescentul joacă propriul rol, părintele joacă rolul de părinte cu așteptările lui. Cred că aceste așteptări sunt destul de mari. Eu mi-am pus la un moment dat o întrebare de genul, de fapt am pus întrebarea unei persoane, tu ai uitat când ai fost tânără? La care mi s-a spus, păi eu nu am făcut nici asta, nici asta, nici asta. Da, asta e o replică care se dă de obicei. Adolescentul dă de obicei părintelui replica, și tu ai fost și ai uitat. Și părintele răspunde la rândul lui, da, da, la mine au fost alte vremuri. Eu nu am trăit ce trăiești tu și e cu totul diferit. De adevăr, perioadele sunt diferite, dar cred că esența e aceeași. Până la urmă, nevoia de comunicare, de a te dezvolta, de libertate, asta e specific, adolescenților își doresc libertate, să nu fie îngrădiți, să nu fie împrejmuiți. Părintele, din dorința de a-l proteja, poate pune limite mult prea forțate și copilul, adolescentul, nu le înțelege. Și atunci comunicarea devine grea, uneori defectuoasă sau poate chiar deloc. Nu mai există acea comunicare între părintele și adolescentului. Și apar, știu, frustrări, nemulțumiri, distanțare. Copilul merge într-o parte, părintele poate aleargă după el sau poate se retrage în altă parte și e o fugă continuă. Ori unul după celălalt, ori unul de celălalt. Cum crezi că ar putea să rezolve ei problemele de acest gen? Dacă e să vorbim despre probleme, acum nu înseamnă că toți adolescenții au probleme cu copii, cu părinților sau părinții au probleme cu adolescenților. De câțiva ani de zile lucrez cu adolescenții și am grupuri de adolescenți în care mă investesc și unii pot să spună și văd lucrul ăsta în ei, că se înțeleg foarte bine cu părinții, au o relație foarte frumoasă, comunică foarte bine. Și atunci nu pot spune că toți adolescenții au o problemă cu părinții sau invers. Dar cei care cumva nu reușesc să comunice la nivelul care poate și-l doresc, ca relația aceea să fie o relație sigură, care oferă siguranță, se datorează faptului că
Nu știu, poate să se raporteze unul la celălalt. Părintele, din dorința prea mare de a-l ajuta și de a-i purta de grijă, trece... uneori adolescenții îmi spun că se simt poate sufocați și nu reușesc să respire, nu-i lasă să experimenteze noul sau libertatea aceea. Vreau, chiar au expresia asta, lasă-mă să dau și eu cu capul să văd cum e. Chiar aici dacă... intervine părintele superprotectiv? Da, da, într-adevăr, pentru că există mai multe tipuri de părinți, cel superprotectiv, cel tolerant sau democrat, dar în funcție de tiparul fiecărui părinte există și plusuri și minusuri. Și comunicarea poate fi... Problema nu e neapărat că dacă nu comunicăm, nu se întâmplă ceva. Problema e felul cum comunicăm. Putem sta în casă și nu comunicăm deloc. Și fiecare cu treaba lui. Sau pur și simplu nu știi. Ai fost la școală, am fost. Ai luat note bune, am luat. Comunicarea e foarte bună. Când răspunsurile sunt pe măsura așteptărilor. Da, dar probabil că adolescentul are nevoie de altceva. Adică să fie ascultat. Dacă e să vorbim de ce are nevoie un adolescent, într-adevăr are nevoie să fie ascultat. Cred că greșeala părinților e că mai mult spun și vorbesc decât să asculte. Sau... copilul atunci când încearcă să se deschidă, să spună că are o problemă, nu prea îl iau în seamă sau lasă că acum chiar asta nu e o problemă, probleme sunt altele, nu e grav că nu ai tu nu știu ce sau... problemele de a fi ascultat, cred că, într-adevăr, e una dintre cele mai mari probleme. Comunicarea, ascultarea activă, copilul simte când tu stai și vezi prin el, când exact. da, tu ești în minte, cu mintea la, cu totul altceva și atunci se închide și nu e înțeles, nu e acceptat, nu o să spună mai mult decât îi se dă libertatea să spună. Și da, nevoia ascultării e una dintre cele mai nevoile de bază. Nevoia de afecțiune, nevoia de unui grup de apartenență. La adolescenți, adolescenții au nevoie să facă parte dintr-un grup. Și de multe ori le sunt interzise anumite persoane, anumite grupuri. Nu te duci cu persoana respectivă, nu te duci cu grupul respectiv pentru că. Sau pur și simplu, ar fi bine să se spună de ce. Doar nu te duci. De ce? Că așa vreau eu. Că așa zic eu. Și adolescentul nu înțelege și atunci fie se închide, fie devine rebel. Și face numai în ciuda tatălui sau a mamei. Da, mă gândesc aici că neacordând importanță vieților sociale, adolescenții vor avea pe urmă de suferit din cauza faptului că nu se vor putea integra ca viitori adulți. Pot deveni antisociali. Asta în cazul în care ei sunt... prin prisma personalității sau a temperamentului, că sunt introverți și dacă și părinții nu îi lasă să iasă în societate, nu îi expun, cu atât mai mult le hrănesc timiditatea și stau acolo în colțul lor și sunt, nu știu, să comunice, nu știu, să lege relațiile foarte ok și mai ales dacă sunt acei părinți super afectoși, care stau și le e foarte bine dacă stau cu mama și cu tata și nu au nevoie de alte relații și, într-adevăr, vor ieși în societate, vor fi expuși și nu vor ști să se comporte, să lege o relație, pentru că le e ok cu mama și cu tata. Le e suficient să aibă pe mama și tata lângă ei. Părinții pot fi la rândul lor la fel antisocial. Dacă îi întrebi, aveți prieteni de familie? Ieșiți cu alte familii? S-ar prea putea să spună, suntem numai noi. Nu avem nevoie de altceva. Plus de asta, noi ne spălăm rufele în familie. Nu trebuie să știe toată lumea ce facem noi. Copilul preia modelul. În primul rând, asta face, preia modelul. Dincolo de a-i spune părintele ce să facă, el va vedea ceea ce vede în familie, asta va și face. Și dacă părinții nu sunt expuși, nu se expun ei în societate, nici el nu va face lucrul ăsta.
Categoric, pentru că este un model, copilul de fapt de mic copiază comportamentul părintelui. Corect, și așa atunci este. O să ajungem exact ca și părinții noștri. Ideea este dacă reușim să vedem dincolo de toate astea și să ne formăm noi pe noi. Când deja ești părinte, cred că e mult mai greu să te formezi pe tine ca apoi copilul să vadă în tine ceva diferit. Nu e imposibil. Dar chiar dacă faci lucrul ăsta de dragul copilului, conștient fiind că tu ai un impact și formezi prin modelul tău de viață acel copil, propriul copil, de preferat e ca lucrul ăsta să chiar să se transmită din familie în familie încă de mici, ca omul să fie deja, să înțeleagă importanța schimbării, nu doar când ești pe muche de cuțit, de frica ca, nu și copii, ca și copilul meu să nu facă la fel, să nu fie ca și mine. Multora totuși se complac. Asta nu înseamnă că pentru ei e o problemă. Consider da, eu mă gândesc că sunt și adolescenți care zic ceva de genul, eu nu vreau să fiu ca mama, ca tata. Deci nu vreau să fac aceleași lucruri pe care le fac ei. Depinde ce lucruri. Păi dacă el ar fi fost, ar fi avut o comunicare defectuoasă sau simțise părintele, familia respectivă, apăsătoare, rece, distantă, știu eu, el probabil că în mintea lui se gândește că o să ajung eu mare, știi? Mm-hmm. Și nu o să fac la fel. Situațiile când un adolescent ajunge să spună nu o să fiu ca mama sau ca tata, nu sunt neapărat situațiile pozitive. Că nu vreau să fiu ca mama sau ca tata, e ceva rău, negativ, care nu vreau să repet. Când spun vreau să fiu ca mama și ca tata, înseamnă că văd ceva bun. Din păcate, sunt foarte mulți adolescenți care, de fapt, asta verbalizează. Nu o să fiu niciodată ca mama și ca tata. Dar asta datorită mediului familial. Problemele fiind în familie și nu vrea să le repete. Și aici intervine rebeliunea, care pentru părinți e considerată ceva, l-am scăpat de sub control. Da. Nu mă mai ascultă, nu știu ce face, îmi răspunde. E modul lui de a spune, hello, nu vreau să fiu ca voi, nu-mi place ce văd la voi. Poate fi și invers, când ei vor să-l ajute să meargă pe calea cea bună și el la fel spune, eu vreau să experimentez. Eu vreau să cunosc, lasă-mă pe mine să-mi creez eu propria cale. Sunt două lucruri opuse, dar până la urmă duc în același punct. Adolescentul are nevoie să-și creeze propria coloană vertebrală. El să fie ceea ce el, unic, nu părintele să îl facă să fie ce ar fi vrut el să devină. De obicei asta se întâmplă. Ceea ce mie mi-a lipsit sau ceea ce am vrut eu să fac, vreau să fie copilul meu. Nu, copilul vrea să fie ce vrea el să fie, nu ce... Sunt copii care fac, adolescenți care fac până la urmă de dragul părinților ce exact vor părinții, dar nu neapărat ce vor ei. Și am adolescenți care spun, în clasa 12, unde vrei să dai mai departe? Să văd, mama și tata vor să dau la nu știu ce. Bun, dar tu unde vrei? Păi eu aș vrea să fac, să fiu, nu știu, coafeză. Da. Mama și tata sunt medici. Cum să fii coafeză? E un lucru rușinos pentru familia noastră. Și nu lasă să fie ce vrea el. Și de dragul lor se luptă și învață să intre la medicină și ajunge să fie un medic care, sincer, n-aș vrea să fiu pe mâna lui decât dacă are experiență ceva ani. Probabil dacă ar fi fost să ajungă coafeză, ar fi fost cea mai bună, da, în domeniul, da, ei. Pentru că era. Dar exact părintele nu înțelege era lucrul ăsta. Nu înțelege pentru că probabil, și asta discutând, e din generație în generație. Tata, mama, bunicul, ori fost medici sau avocați și atunci trebuie să duce mai departe. Acum sunt și ceilalți care sunt dintr-un statut social mai jos și nu tind atât de mult să ajungă copiilor nu știu ce, lasă că e ok să fii și așa, nu trebuie să fie toți directori. Trebuie să fie, da, să mai fie și cineva simplu. Două extreme. Dar copilul are nevoie să înțeleagă el ce vrea să fie și nu să vadă lucrurile prin prisma părinților, ci prin prisma ceea ce e el. Cum i-ar putea ajuta
părinții, de fapt, ce ai putea tu să le transmiți părinților acum, ca să îi lase liber pe adolescenți să-și aleagă singur drumul? Îmi amintesc când am avut un caz al unor părinți în care adolescentul începuse să devină o problemă, problema familiei, cu absențe foarte multe, cu neascultare, plecări de acasă, și părinții nu înțelegeau ce se întâmplă când ei îi ofereau totul. I-au oferit totul, mai puțin acea încredere că tu poți să faci ceva fără să te împingem noi de la spate. Cred că cea mai mare, așa că pot să zic, greșeală, dar lucru care nu îi ajută pe părinții, că atunci când adolescenții, copiilor doresc ceva, le transmit ideea că tu nu știi ce vrei să faci, de fapt. Noi știm mai bine pentru tine și tu trebuie să asculți de ce spunem noi, că noi am trecut prin viață, avem experiență și știi cum merg lucrurile. În generațiile care sunt acum, cu atât mai mult care stau cu generațiile de adolescenți, ăștia vor să experimenteze tot. Au atâtea informații și atâta... vor să ia ei decizii pentru ei. În momentul când părintele vine și impune ceva, nu face decât să... să se opună și mai mult. Vreau să demonstrez, numai în ciudă vreau să nu fac ca tine. Asta e expresia care mie mi-o repetă de foarte mult adolescenții. Numai în ciudă vreau să-i fac la mama, că m-a săturat să mă tot bată la cap să fac ce vrea ea. Vreau să mă lase să fac eu. Să-i demonstrez că și eu pot să fac. Problema e că nu li se dă credibilitate. Am experimentat și am făcut lucrul ăsta în cadrul grupului, unuia dintre grupurile de adolescenți care mă investesc. Persoane care au avut care au o stimă de sine scăzută, persoane care, exact cum spuneai la început, sunt timide, stau acolo, în societate nu iasă, chiar dacă sunt 3-4 și ăia monopolizează tot grupul, ăia stau liniștiți și nu zic nici nu știi că ea e acolo. Am început să le dau responsabilități. Copiii au nevoie, în perioada adolescenței, să fie responsabilizați. Să înțeleagă că și ei pot să facă, sunt în stare de ceva. Da, au trecut de la stadiul de copil, prepubertate, pubertate, ajung ca preadolescență, ajung la adolescență și au nevoie, când ne întrebi, abia aștept să iau carnetul, să am 18 ani, să iau permisul. De ce? Pentru că pentru ei modul ăsta e un mod în care încep să devină adulți. Sunt responsabili cu ceva și au nevoie să fie responsabilizați. Părinții, văzându-i încă copii, nu le dau responsabilități și pentru ei mesajul care îl primesc, de fapt, e nu au încredere în mine că eu pot să fac ceva. Provocarea mea în astfel de grupuri a fost, îi responsabilizez cu lucruri, mai ales cei care au stimă de sine scăzută, văzând cam la ce, observându-i cam la ce ar putea să facă față, să nu fie nici prea mult așteptări prea mari, nici prea mici, să le dau lucruri mărunte ca ei să vadă că pot, cu riscul de a eșua. Nu-i nimic. Ai greșit, eu am credere în tine că tu poți să reușești să faci lucrul ăla. Și responsabilizându-i, le dau încrederea în ei că pot să facă un lucru și chiar dacă eșuează, nu-i nimic, o luăm de la capăt. Cred că asta e o chestie care cumva pune o barieră de comunicare între părintele și copilul lui, că nu-i dă credit, că poate să facă ceva. De a-i responsabiliza. Un adolescent vrea foarte repede să ajungă adult. Nu știe el de fapt ce vrea. Dar asta e. Când și noi suntem copii, vrem să fim liceeni. Când suntem liceeni, vrem la facultate. Când suntem la facultate, vrem înapoi la grădiniță, că vine munca și nu ne găsim loc de muncă. Exact. E un ciclu care se repetă și adolescenții au nevoie... Asta îi încurajez, de fapt, pe părinți, că de fapt asta mă întrebai... Să înceapă să-i responsabilizeze, să le dea lucruri mărunte și să arate că au încredere în ei, cu riscul de a le fi trădată încredere. Au nevoie de credit. Creditul ăla că, chiar dacă tu îmi spui că ieși cu prietenii nu știu care, deși s-ar putea să nu ieși cu ei, eu am încredere în tine că asta o să faci. E un lucru care, la un moment dat, o să zic, ok, nu vreau să-i trădez încrederea mamei sau tatălui. Pentru că ei oricum își iubesc părinții. Rare cazurile când își urăsc. Dacă și urăsc, e sentimentul ăla de moment că nu m-a lăsat să fac ce vreau eu. Dar nu asta înseamnă că trăiesc și simt. Să-i responsabilizeze cu lucruri mărunte, nu peste măsurile lor.
puterea măsurilor. Ziceai că dacă va ajunge în situația în care nu va vrea să-și trădeze părintele, și atunci mă gândesc că se creează ceva în mintea lor și își vor zice ceva de genul mai bine spun adevărul, mai bine fac exact ceea ce ar trebui normal să fac, să nu mă mai ascund, nu, de mama, de tata, că sunt sigură că sunt mulți adolescenți care le spun, cum ziceai, mă duc în grupul cu tare, mă duc cu grupul cu tare undeva anume și de fapt merg în altă parte. Părintele având încredere în el, probabil că o să apară mustrare de conștiință. Mm-hmm. Exact. Acum sunt și copii care preiau modelul din familie. Asta am spus, am concretizat de la început. Dar dacă în familie se spune ceva și se face altceva, asta va face și el. Deci nu te aștepta ca tu să fii diferit, să fii cumva și copilul tău să fie diferit. Dacă tu nu ai cuvânt în ceea ce s-au promis ceva și nu te ții de promisiune, nu te aștepta ca și copilul tău să facă la fel. Gen, dacă tu vrei ca copilul tău să citească două cărți pe semestru și tu n-ai citit în viața ta două cărți, niciodată nu o să facă lucru. O să facă doar pentru că are el ceva special. Trebuie să vadă în tine lucrul ăsta. În primul rând, fii tu modelul pentru el ca și el să facă la rândul lui. Și copilul nu va vrea să-și trădeze încrederea, pentru că va ști că data viitoare mama sau tata va mai avea încredere în mine. Exact, mustrarea de conștiință care o avem fiecare în noi. Și, și copilul mic, când spune ceva, el știe că dacă minte, dar o face așa asfios. Și îți dai seama că o minte. Cu atât mai mult cu atât mai mult adolescentul care încearcă, până la urmă, vrea să-și mulțumească părintele. Problema e că părintele tot timpul nemulțumit. Am experimentat lucrul ăsta și am văzut părinte că lasă că puteți să iei nota aia mai mare, numai de atâta ești. Aici vorbeam la un moment dat că sunt foarte mari discuțiile pe partea asta cu notele, cu școala. Tot timpul vrem să fie cei mai buni. Unii sunt care au capacitate și pot să fie cei mai buni în clasa lor, în școala lor sau, nu știu, în județul lor, dacă vorbim de olimpiade sau mai știu ce alte concursuri. Alții sunt care sunt limitați. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză, un lucru care e doar părerea mea, nu înseamnă că nu-i testată, nu-i adică certificată, dar am avut persoane care au venit și mi-au zis, eu vreau să-mi testez inteligența copilului meu. Să-i fac un test de inteligență și am zis, ok, de ce vrei să îi faci testul ăsta de inteligență? Păi vreau să văd cât poate. Bun. Două lucruri, una la mână, nu o să-ți fac lucrul ăsta, nu o să vin să-ți testez copilul, nu sunt certificată să-ți testez copilul și doi, nu vreau să fac lucrul ăsta. Cum adică nu vrei să faci? Zic, nu, pentru că în momentul în care eu ți-am spus un grad de coeficientă, tu i-ai pus o etichetă copilului tău și automat îți creezi niște așteptări. Dacă are un grad înalt, o să ai niște așteptări wow. Dacă are un grad, o să ai așteptările pe măsură. La urmă, copilul se formează în continuu. Sunt copii care au un nivel scăzut de inteligență, dar prin muncă, prin exercițiu, ajung să fie foarte ok. Și copii care au un nivel de inteligență foarte ridicat, dar nu fac nimic și pentru asta nu au reușit nimic în viață. Noi punem etichete în funcție de așteptările noastre. Și atunci când părintele vine și spune vreau să ai cele mai bun, să fii cel mai bun, vreau să fii ce n-am fost eu, pune o presiune asupra copilului și copilul s-ar putea să poată să facă lucrul ăsta și altul s-ar putea să nu. Lucru care duce la depresia adolescentului, care se închide, care nu mai comunică cu părintele pentru că tata și mama sau unul dintre ei nu e niciodată mulțumit de ceea ce fac eu. Totodată discutam cu anumiți părinți despre ideea asta de succes. Ce notă ai luat astăzi la școală? Am luat 8. Bun, și la tine 10 s-a terminat? Asta era o replică care mi-o spunea mie mama de obicei, deși încercam să iau la materiile grele să iau note bune, pentru mine 8 însemna 20. Și discutând cu părinții am spus, dar înainte de a-l întreba pe copil sau ai spune replica asta, tu nu poți mai mult, doar atâta sau cred că ai putea mai mult, întreabă pe el dacă pentru el înseamnă succes, pentru că el știe cât a muncit pentru acea notă sau pentru un sport, sau pentru o performanță.
Dacă pentru el înseamnă că a dat tot ce a avut mai bun și pentru el nota aia sau performanța aia e ceva important, înseamnă că pentru el e un succes. Și dacă pentru el e un succes și pentru tine ca părinte ar trebui să fie un succes, că lupți mai mult, dar lupți împreună cu el, nu-i tai avântul. El a muncit foarte mult și pentru el 5 ăla înseamnă că 10 și atunci copilul, părintele, ce faci? Păi vii cu 5 și asta, dar pentru el poate 5 ăla au luptat mult și a tras mult. Apropo de asta, s-ar putea zice următoarea chestie, bine, dar îmi vine acasă cu 5 astăzi, cu 5 mâine, 6 poi mâine, da, și eu știu că poate mai mult sau, mă rog, eu vreau să poată mai mult. Ok, e adevărat că poate, uneori se poate mai mult și cu cât muncești mai mult, cu atât se poate mai mult. Problema sau lucru care poate îi încurajezi pe părinții e ce se întâmplă de tot cu nota asta vii. Adică încearcă să vezi dincolo de notă. E ceva ce nu-ți place, e ceva greu. Cum putem face împreună sau cum te pot ajuta? Sau vrei să iei mai mult? Să fie el pus în situația în care să-și dorească și să exprime ceea ce gândește, ceea ce simte cu privire la, nu știu, la rezultatul respectiv. Una e să-i trântești în față, poți mai mult, și una e, hai să vedem un pic ce se întâmplă. De ce vii tot cu nota? Numai atâta știe profesorul să dea? Da, dar vezi tu că în ziua de astăzi, părinții nu cred că stau acum să analizeze situația în felul ăsta. Mm-hmm. Și atunci ei, cum pentru ei școala este cea mai importantă și altceva nu au de făcut, da, deci ei au așteptări mari de la note. Și atunci, dacă copilul vine acasă cu notele mici, îți dai seama ce o să... Am în consiliere, chiar mi-a venit o mamă, un cuplu, de fapt, cu copilul problemă că i-au scăzut foarte mult notele la școală. Trecut de clasa 4, a intrat în clasa 5 și au scăzut foarte mult notele. Până în clasa 4 note foarte bune, în clasa 5 deja note foarte proaste. E o problemă cu copilul nostru și nu știu ce se întâmplă. Bun, haide să vedem ce se întâmplă. Când a stat de vorbă cu el, de fapt, problema nu era la copii și de obicei, când rezultatele scad, nu e la copil, problema e în familie. Copilul percepe anumite lucruri din familie, care le trece prin filtrul emoțiilor și îl dezechilibrează și emoțional și intelectual și se vede rezultatul, în primul rând, la școală. Dacă mediul armonios și părintele nu mai are... acea răbdare sau nu dă atâta de mult importanța faptului că trebuie să înțeleagă de ce se întâmplă sau ce se întâmplă cu copilul meu de a ajuns sau i-au scăzut notele, deși eu știu că poate mai mult, doar îi pune eticheta că poți mai mult și trebuie să faci mai mult, nu încearcă să vadă în spate, dincolo. Îl deranjează ceva, e profesorul de vină, nu-i place materia, e vreun coleg sau vreo colegă, lucruri despre care copiii nu vorbesc acasă. Pentru că ei știu că părinții doar trebuie să cumva să execute niște lucruri. Da, dar adolescent fiind, poate îl deranjează pe tânărul respectiv ca părintele să vină și să cerceteze, să caute soluții la problema asta. Cum ziceai că ar putea ca la școală să fie o problemă. Să-l deranjeze să meargă la școală părintele? Da. Dar cred că până să meargă la școală poate să discute cu el. Acum, un copil nu o să spună mă deranjează, un adolescent, mai ales că e vorba de imaginea care o are, da? Nu o să spună profesorul sau problema în sine. Mai ales dacă nu există o comunicare deschisă și acum ne punem la masă, stăm toți, facem consiliul de familie și spune care, cine, ce bucurii și ce probleme ori am avut în timpul săptămânii. Ar fi un lucru extraordinar să se întâmple lucrul ăsta pe săptămână și chiar încurajez părinții, hai să stăm la masă să vedem ce probleme sau ce a fost bine, ce a fost rău în săptămâna asta. Este, cred că, de science fiction, din păcate, dar dacă părintele chiar vrea să știe ce se întâmplă cu copilul lui, nu e nevoie să meargă neapărat la școală. Sau poate să ajungă la școală, dar copilul să-i dea cumva aprobarea să facă lucrul ăsta.
pentru care încredere că părintele îi vrea binele și că indiferent de ce ar fi, îl iubește, așa cu ceea ce va auzi despre el. De asta zic, pentru că s-ar putea crea o stare foarte ciudată ca părintele să meargă la școală să se intereseze de anumite situații, da, și copilul va fi pus într-o situație urâtă acolo. Te duci în fața clasei și vine mama și tata și tu ești scos în fața clasei. E jenant, da, e adevărat. E jenant, dar cred că un părinte poate avea capacitatea să facă lucrurile astea în modul în care să nu-l pună într-o situație penibilă pe el. Poate chiar discutând de comun acord cum putem face să rezolvăm lucrul ăsta dacă e o problemă. Un mod în care îl poți face pe copilul, pe adolescentul tău să vorbească despre problemele lui, pentru că el nu va vorbi. Sunt câteva lucruri despre care nu vorbești. Nu vorbește despre școală, nu vorbește despre grupul de prieteni, nu o să spună că s-o duci și o făcut și o bău bere cu nu știu cine, și decât în care relația de prietenie e mult mai mult relație de prietenie între el și părinte decât relație părinte-copil. Nu o să spună despre jignirile care le primește, pentru că le interiorizează. Decât dacă chiar e o relație de comunicare extraordinară, care la bază comunicarea extraordinară, un mod în care îl poți face pe copilul tău să vorbească e să-l iei cu tine, nu să te duci, poate chiar să mergi în parc sau să faci ceva activități împreună în care începând să povestești cu el și poate chiar să-i spui un pic despre problemele tale, dar nu în așa fel încât să-l împovăresc, că să vadă că îi ok să spună și el despre el. Să te deschizi tu ca și el să se deschidă. Dacă el te va vedea pe tine frustrat și obosit ca părinte, nu o să-ți mai spună și problemele. El chiar vrea să te protejeze. N-are rost să mai spun și la mama și la tata că oricum ei au problemele lor. Dar dacă tu ești gata, deschis să spui și colegul meu mă jigni și mă enerva ta și așa, o să zică și el. La tine cum a fost la școală? Păi și pe mine mă mai deranjează nu știu cine. Se întâmplă lucrul ăsta, chiar dacă pare ciudat. Creează să-i creeze confortul ăla emoțional de a se deschide. Vorbeam la emisiunea trecută de ideea de timp. Repede totul, nu avem timp, nu știu ce, rezolvăm, țac, pat. Dar asta e important, timp. Dacă nu dăm timpul pentru copilul nostru, o să ajungem că și o să aflăm că e într-o depresie și noi nici nu știu că e în depresie. Că a ajuns să se sinucidă sau așa dorit să se sinucidă, a avut gânduri sinucigașe. Și perioada adolescenței e perioada acurată cea mai mare de sinucidere. Acolo vreau să ajung și eu, nu chiar în punctul ăsta, pentru că e un punct foarte sensibil. Așa e. Dar m-am dus un pic cu gândul că tot ceea ce ai spus tu se poate rezolva, e ideal, într-o familie în care mama, tata își doresc armonie, ca toate lucrurile să meargă în regulă, să fie copilul lor ok, din toate punctele de vedere. Da, dar ce se întâmplă acolo unde copilul chiar scapă și nu mai este cale de întoarcere? Adică părintele nu mai găsește și nu mai vede nicio soluție și copilul ajunge să consume alcool și multe altele. Spuneam că în perioada adolescenței adolescentul are nevoie de un grup de apartenență. Fiindu-i limitate anumite libertăți, va ajunge să intre de obicei, intră într-un anturaj nepotrivit. Și poate face anumite lucruri. De ce are de fapt nevoie de un grup de apartenență? Pentru că nu se apucă de droguri și de alcool el de unul singur. Îmi iau sticla de alcool și o beau acasă eu. Nu, va începe lucrul ăsta prin prisma unui grup. De ce are nevoie de un grup de apartenență? Pentru că are nevoie să se simtă iubit și acceptat de semenii lui, de cei de vârsta lui. Pentru că mama și tata acasă nu mai sunt pe aceeași lungime de undă, au tot felul de așteptări și nu mai conectează și atunci el se regăsește într-un alt grup. Și va face anumite lucruri, nu doar pentru că el le vrea, ci face acele lucruri doar de dragul de a se simți acceptat. Va face anumite compromisuri. Și cred că dacă ar fi fiecare dintre noi să ne gândim, eu personal făceam anumite lucruri doar de dragul de a fi într-un grup. Mergeam cu un grup în care se consuma alcool, se mergea în diferite cluburi,
Eu nu făceam lucrurile astea, dar eram cu ei și era proverbul, spune cu cine umbli ca să spun cine ești. Aveam aceeași etichetă ca toată lumea, dar făceam lucrul ăsta doar de dragul de a fi acceptată și iubită. Așa credeam eu că dacă fac compromis, o să fiu acceptată într-un grup. Trebuie să ai o tărie foarte mare să nu începi să faci lucrurile respective. Adolescentul va începe să facă lucrurile astea, va începe să consume alcool prima dată la presiunea grupului. Doamne, ai fi tu acum mai cumos sau ești tu sfântul de pe lume, hai ia și gustă, hai vezi cum e și va începe să facă lucrurile astea. Curiozitatea, toți factorii ăștia care sunt și interni, îl va face să consume, să consume drogurile sau alcoolul de care spuneai și va ajunge să creeze o anumită dependență. Și atunci părintele vine și spune, l-am scăpat, nu mai am ce să-i mai fac. Și întrebarea e, într-adevăr, ce pot să mai fac eu acum pentru el, că eu, de fapt, l-am crescut ca la carte. Și am doi copii, sunt situații în care sunt mai mulți frați, doi frați, crescuți și iubiți de aceiași părinți. Unul e pâinea lui Dumnezeu și unul e dracu în persoană, ca să zic așa, da? Și părinții se întreabă ce se întâmplă, unde greșesc. Sunt unele lucruri care sunt în noi, care nu le putem noi controla, care, poate, genetic vorbind, se întâmplă. Și atunci nu poți tu decât să le... oricât ai vrea să le controlezi, se întâmplă. Nu le poți gestiona decât când acea persoană care le trăiește pe propria piele le conștientizează și vrea el schimbarea. Și pentru părinții care trăiesc astfel de situații în care și-o scăpa copilul de sub control și nu mai vede nicio scăpare, eu cred că singura soluție e Dumnezeu. El e cel care poate să aducă schimbarea. Eu acum, și se știe lucrul ăsta, eu fac consiliere creștină. În consiliere aduc, să zic așa, psihologii vorbind, instrumentele care se folosesc în mediul secular. Dar în consilierea care o fac, îl aduc pe Dumnezeu în discuție. Vrei o schimbare definitivă? Atunci implică-L pe Dumnezeu. Dependențele care se întâmplă, că atunci când spui că o persoană nu se mai poate întoarce, înseamnă că deja e dependentă de ceva anume. Copilul meu e dependent de anturaj, de mai știu eu ce, droguri, alcool, sex, pornografie, mai știu eu ce altceva. Am încercat toate metodele, am mers la consilier, la psiholog, la terapeut, la psihiatru și nu se întâmplă nimic. În situația asta, eu nu pot să spun decât că Dumnezeu poate să mai facă ceva. Asta dacă crede în Dumnezeu. Și până la urmă și cei care nu cred, zic, hai totuși să iau și soluția asta. Le-am încercat pe toate, poate totuși merge. Și se întâmplă să meargă. Sunt persoane care se confruntă cu lucrurile astea. Am avut persoane, adolescenți, care s-au confruntat cu dependențe. Dar o reușit să poată să depășească numai când ei au conștientizat. Și poate au fost ani de zile când au fost departe de părinții lor și ei și-au dat seama că au nevoie de ajutor. Și când ajungi la vârsta adolescenței, ești deja la vârsta în care tu începi să iei decizii pentru tine. Nu mai vrei să ia decizii alții pentru tine și ești responsabil. E fain când tu poți să decizi ce vrei, nu? Dar ești și responsabil de deciziile care le iei. Numai dacă tu ai decis să consumi alcool, nu e responsabil mama sau tata. Îți asumi responsabilitatea. Înseamnă că începi să dai dovadă de maturitate sau imaturitate. Și când conștientizezi problemele greșite, atunci e un pas spre vindecare. Dacă mai și cere ajutor, cu siguranță reușești. Da, ziceai la un moment dat că toate astea vin din modelele de acasă, da? Deci din comportamentul pe care ei îl văd acasă. Dacă în familia respectivă există probleme de acest gen? Nu toți. Pot să fie familii foarte sănătoase și pur și simplu, așa cum spuneam, uneori chestii genetice care sunt în tine. Ești așa natura ta de a o lua pe calea greșită. Dar familiile care... Deci hai să zic, dacă tata, spre exemplu, consumă alcool, băiatul va zice, păi și eu pot să consum, că doar și tata consumă, nu? Da. Dar știi ce? În cele mai multe cazuri, persoanele care au
Sunt lucruri care se perpetuează, se întâmplă, genealogii se transmit, dar cele mai multe persoane zic, eu nu vreau să fiu așa. Da, dar sunt care și fac. Și mai ales în ziua de astăzi se aud la tineri. Se aude așa ceva în rândul tinerilor. Bun, și întrebarea este să... Ce? Ce fac persoanele astea? Cum pot să depășească? Da, pentru că îți dai seama, mama săraca va zice, bine, nu fă și tu ce face tata. Sau invers, te miri cum poate să stea lucrurile. Ideea este cum se regăsesc acei copii. Ei pe ei. Cred că e ceea ce spuneam un pic mai în urmă, doar când conștientizează ceea ce ei greșesc și încep să ceară ajutor. O mamă poate să-și reproșeze foarte multe sau un tată, doar pentru simplu fapt că au văzut în mediul lor familial și au copiat acel lucru. Poate chiar s-a transmis generațional. În terapie e vorba de genograma familiei în care se poate vedea anumite tipare greșite. Când deja trei generații la rând se repetă același lucru, gen infidelitate, alcool sau violență, deja e un tipar care se transmite genealogic, aia trebuie terapie. Acolo chiar trebuie să lucrezi pe bune, nu te duci și iei niște medicamente și ai scăpat de lucrul ăsta, pentru că e un tipar și când un tipar, un lucru care se tot repetă, deja e un lucru puternic acolo și ai nevoie de ajutor de specialitate. Părinții, copiii care preiau, să zic așa, modelul ăsta defectuos, sunt mai expuși, mai sensibili, mai, nu știu, mai ușor de... au antenele mai... nu știu, mult mai puternice decât alții ca să, nu știu, acapareze lucrurile astea așa negative. Ai plecat în explicațiile tale pe ideea că în familia respectivă sunt interdicții, adică nu este lăsat copilul să facă anumite lucruri. Sunt și familii în care copiii sunt lăsați să facă tot ce vor. Da, și aici vorbim de acele modele, tipuri de părinți care sunt laissez-faire, în care îi lasă să facă tot ce vor, da? Și sunt cei mai buni prieteni. Mi-amintesc chiar acum câțiva ani în urmă când au venit unde lucram înainte la centrul de consiliere și au venit mama cu fica pentru un test de sarcină și eu am crezut că mame trebuie să-i fac testul de sarcină să o consiliez și zice, nu, fica mea, care avea 16 ani și eu sunt o mamă modernă, eu o las să facă, eu i-am spus numai să aibă grijă, ok, ești o mamă modernă, dar vii cu fica ta pentru că e însărcinată. Cine greșește de fapt aici? Eu i-am spus să aibă grijă, ok, dar cine greșește, tu sau fica ta? Și sunt acei părinți care sunt foarte... adolescenții le spun comuniști. Au trăit în comunism pe timpul lui Ceaușescu și ei numai atâta știu să nu. Să nu faci aia, să nu faci, pun foarte multe reguli. Tipul cel mai potrivit de părinți e tipul acela democrat în care știe să le ofere libertate, să le și impună anumite reguli. Copiii, adolescenții au nevoie de limite și de reguli, dar să le înțeleagă de ce. Nu spune nu fă aia și el va înțelege, dar de ce să nu fac chestia asta? Va trebui să înțeleagă de ce, că va înțelege consecințele și le va asuma. Faci chestia asta, o faci pe propria răspundere. Aici vorbim la categoria de adolescenți. Au nevoie să li se spună cu fermitate nu, dar cu dragoste. Nu în modul ăla dominant, în care am dat cu pumnul masă, eu am zis și așa rămâne. Nu va face decât să trezești în el rebeliunea. Atât. Și exact ce spuneam, nu mă înciudă, vreau să-ți fac și o să fac chestia asta care tu îmi spui nu. Tipul democrat al părintelui e tipul acela în care te lasă să experimentezi, îți spune ce urmează dacă faci sau nu faci un anumit lucru, e alături de tine, dar te conștientizează și de consecințe. Și îți oferă libertatea de a alege. Nu acel dominant, tipul acela dominant în care vrea să controleze totul. Cei mai mulți părinți vor să controleze, nu?
De, exact cum spuneam, din dorința de a proteja. Nu e greșit că vrem să controlăm, dar dacă stăm să ne gândim, nouă ne place să fim controlați. Să ne se spună tot timpul ce să facem și ce să nu facem? Categoric nu. Nu. Și noi când eram adolescenți, la fel. Aveam chestia asta că tot timpul spui ce să faci și ce să nu fac. Da, lasă-mă că știu și eu ce am de făcut. Și exact cum, ai uitat că ai fost și tu adolescent și noi ce las că o să fii și tu părinte și o să vezi cum e. Tot timpul avem replicile astea. Încurajez pe părinți, da, e important să pune restricții, să pune reguli. Un plan care îl fac acum cu cineva în consiliere și e chestia asta tot timpul, o vine cu hainele rupte, ia note, pasă, ok, bun. E conștient de reguli. Păi nu poți să-i dați reguli. Tipul de laissez-faire, da? Tipul ăla liber în care face tot ce vrea. Nu-i nimic. Dacă a venit, facem... Ok, trebuie să aibă niște reguli. Copilul trebuie să știe că e vorba de un nu acolo. Și cum să facem? Bun, faceți reguli și pedepse și recompense împreună. El își pune ce pedeapsă dacă rupe iar creioanele. Sau ce se întâmplă dacă nu face anumite lucruri sau face anumite lucruri. Și de comun acord, în care el are libertatea să spună ce vrea și ce nu vrea, folosim cumva îmbinând tipul democrat, reușesc să facă un plan de bătaie în a schimba anumite atitudini greșite, care le-au conștientizat împreună că nu sunt ok acele atitudini. Că e vorba de școală, de antura sau mai știu, chiar în familie de lucruri, atribuții gospodărești, duci tu gunoiul sau faci patul dimineața când pleci, lucru care îl responsabilizează și îl va ajuta chiar în viața socială. Când va merge mai departe, fie că e la facultate, fie că va trebui să stea într-un alt loc, poate cu altcineva. Lucruri văzute pe termen lung, că protejăm și oferim tot confortul, dar nu o să fim toată viața să ajutăm acei copii. Exact. O să plece, o să zboare, o să fie cuibul gol și ei vor trebui să-și ia viața în propriile mâini și să trezesc că nu mai e mama și tata care fie mi-a spus tot timpul ce să fac și a luat decizii în locul meu, fie mi-au oferit tot confortul din lume și acum n-are cine să mai facă patul, n-are cine să facă mâncare, n-are cine să... Și eu trebuie să mă descurc și sunt singură în lumea asta. Pentru ce l-ai pregătit? Da, dar știi că sunt situații în care mama se duce, că doar există telefoanele în momentul de față și se poate asta comunica... Asta e o altă poveste. Asta e vorba aceea de a tăia cordonul umbilical. Da. Că mama nu vrea să-l taie și exact. Că ține puiul acolo... Acolo strâns și asta e o dependență grea, pentru că acel om va deveni, acel copil va deveni adolescent, va deveni adult, va deveni soț sau soție și până la urmă în pat va fi și mama cu partenerul de viață, pentru că acel cordon încă nu se taie. Și de aici alte probleme și da. Asta e poate o altă discuție. Da. Hai să ne uităm un pic în jurul nostru, pentru că în oraș sunt adolescenți de toate tipurile. Eu mă uitam într-o zi pe lângă un anumit liceu, da, și văzusem tineri extraordinar de bine îmbrăcați, coafați, treceai pe lângă ei un parfum, da, și sunt alții care nu au aceleași posibilități. Oare ce crezi că e în sufletul lor? Adică cum... gândesc cei care nu pot și nu au vis-a-vis de cei care au, da, și trec prin fața lor, știu, fluturând haina de firmă, nu știu care, da, și ce vor spune ei părinților? Pentru că și de aici poate să apară tot felul de situații, da? Deci poate să se închidă în el pentru că e frustrat, că el nu beneficiază de anumite lucruri. Chiar dacă înțelege că familia lui nu are atâtea lucruri, nu dispune de atâtea... Și lucrul ăsta se întâmplă foarte mult în cadrul colegial al școlii, nu? Acolo se pot face comparațiile. Categoric. Da? Cred că asta a fost o discuție vis-a-vis de vestimentație, motiv pentru care se dorește sau se dorea introducerea uniformei, tocmai ca să fie cumva toată lumea la același, cel puțin cele 6 ore sau câteva ore la școală, ca să nu se creeze diferența asta de statut. Dar bine, la școală, da, e adevărat, așa. Că se poate.
Dar copiii respectivi stau la un bloc. Dar acolo sunt, există și copii de genul ăsta, care și pe stradă. Deci eu încerc să mă pun în situația în care copilul meu, chiar dacă pot să-i ofer, eu știu că toate ar trebui să aibă o limită, da? Și să nu-i pun BMW-ul la 18 ani la poartă, da? Sau să, știu, orice fel de exemplu nu-mi vine acum în minte, și ea să se uite în jurul ei și să vadă, știu, o prietena ei cu care stă pe bancă, se coafează în fiecare săptămână la salonul nu știu care, merge la cosmetică sau folosește parfumul de firmă nu știu care, da? Bun, ca să înțeleg ceea ce tu vrei să aduci în, ca și idee, cum reușește un copil care poate nu are ceea ce vede la alții și și-ar dori, sau cumva să nu se răsfrângă asupra, care proșuri asupra părinților, sau cum poate să depășească situația asta, sau dacă o depășește. Da, unii tind să se închidă pentru că se simt inferiori, nu? Asta da. Vrei să spui, se simt inferior celorlalți care își arată avuțiile, ca să zic așa, și alții tind poate să-și dorească și ei să fie la fel și ajuns să dea într-o altă extremă și să facă lucruri necugetate, doar din dorința de a nu fi exact la fel, tot așa de jos cum sunt, și să fie la fel de sus sau poate mai mult decât ceilalți. Cred că lucrurile astea nu pot fi controlate, pentru că unii chiar au și dacă au, de ce să nu și le arate? Iar alții nu au avut oportunitatea sau nu au știut să prindă șansele să se ridice la un așa nivel. Lucrurile astea, bogații și săracii sunt și vor fi dintotdeauna. Cred că provocarea, până la urmă, în ambele categorii, atât cei care au și cei care nu au, dar asta e la fel la nivel de ideal, până la urmă e vorba pe ceea ce pui preț. Pui preț pe haina de marcă, pe parfumul sau pe faptul că mergi toată ziua în fiecare săptămână sau nu știu cu ce mașină sau mergi la coafor și te aranjezi pe asta, de vorba de fapt ce îți dă ție valoare. Și dacă copilul, și aici dacă sunt adolescenți care mă ascultă și care ne ascultă, dacă sunt în situația în care ei nu au și și-ar dori să aibă acea haină, își doresc să aibă ceea ce văd la colegul lor, ei sunt puși în două situații. Una la mână, să se complacă în starea în care sunt și să stea să-și plângă de milă și să reproșeze părinților că nu sunt și ei ca și ceilalți și că părinții de ce nu le oferă. Sau cea de-a doua situație în care ei să înceapă să facă ceva pentru ei, ținând cont de faptul că valoarea nu constă în haina care o ai, nu constă în mașina care o plim pe stradă. Nu constă în prietenii care vin și își arată iPhone 7 sau mai știu ce alte branduri. Valoarea lor constă în caracterul și în ceea ce sunt ei ca persoană. Haina și mașina și toate celelalte se vor duce. Ce rămâne de fapt în urma lor e ceea ce lasă ca și valoare. Și provocarea toată a părinților e să insufle acestor copii care nu le pot oferi ceea ce alții le oferă, în ce constă valoarea lor. Că ei sunt iubiți, sunt valoroși, așa cum sunt prin simplu fapt că sunt copiii lor și că ei au o valoare nu prin lucrurile care le poartă, ci valoarea lor prin simplu fapt că sunt niște oameni, sunt niște copii care au fost creați și care li s-a dat posibilitatea de a fi liberi. Libertatea ta nu constă în ceea ce poți sau ceea ce deții, ci libertatea ta constă în a avea o conștiință curată. Iar familiile care au și își permit să le dea la 18 ani mașinile și mai știu eu ce altceva, ar trebui să fie atenți că nici pentru ei valoarea nu constă în lucrurile astea. Și doar un mod în care ei încearcă să compenseze, poate, alte lipsuri. Exact. Și copilul lor nu are nevoie de mașina, neapărat de mașina și de lucrurile de firmă. Pentru că un copil nu o să-și aducă aminte care a fost prima lui haină de firmă sau ce a purtat acum nu știu câți ani.
Totdeauna copiii își vor aduce aminte timpul petrecut cu familia. Joaca și modul în care ei s-au distrat, felul cum ei au primit acel confort emoțional, cum ei s-au dezvoltat din punct de vedere al caracterului și al emoțiilor prin prisma relației cu familia. Lucrurile ca și persoane, de fapt persoanele bogate, sărace, avute sau neavute, nici într-o parte, nici într-alta nu constă valoarea în ceea ce am sau ceea ce n-am. Valoarea constă în simplu fapt că ești o persoană. Că ești o persoană care ai fost creată, care ți s-a dat valoare și care poți tu să dai valoare în continuare, nu prin ceea ce porți. Și cei care au un statut înalt, azi poți să fii mare director și după aceea să fii în șomaj. Dacă ești în șomaj, da. Da. Da, e adevărat că valoarea contează mai mult, valoarea ta ca om decât orice altceva. Ar fi foarte bine dacă toată lumea ar înțelege acest lucru. Da, și în special adolescenții, pentru că în mintea lor și în sufletul lor se întâmplă foarte multe lucruri și ar trebui să înțeleagă cât de valoros sunt ei ca și oameni. Nu poți opri, nu putem opri oamenii care au. Sunt oameni care pur și simplu au și sunt binecuvântați. Da. Da, pur și simplu au. Nu poți acum să le impui, nu te mai îmbrăca că tu ai și eu sunt sărac să fim toți la fel. Nu poți face lucrul ăsta. Dar ține exact de caracter, de ceea ce vrei tu să transmiți. Poți să fii foarte bine îmbrăcat și să ai o poziție foarte înaltă, dar să faci ca omul de lângă tine să se simtă la același nivel cu tine, pentru că tu prezinți caracterul tău, nu foile sau firma care te reprezintă. Nu firma te reprezintă pe tine, ci tu reprezinți firma. Exact. Asta ar trebui să se înțeleagă. Pot să stau cu tine la masă și astăzi pot să fiu aici la o emisiune și mâine pot să mă duc să dau cu mătura ca femeie de servici. Da, pot să fiu orice. Pot să stau cu consulul Africii de Sud la masă și să povestesc și pot să stau la masă să povestesc cu vecina de la țară care are 80 ceva de ani și râde ea că îi sare proteza din gură. Chestia e că omul trebuie să se simtă bine lângă mine și eu să mă simt bine lângă el, indiferent de statut. Am pierdut valorile astea. Și, din păcate, adolescenții preiau ceea ce văd în familie și pun bază pe lucrurile materiale. Și cu toate astea se simt neîmpliniți. Te simți împlinit pe moment că ai firma, haina purtată, frumoasă, aranjată. Da. Dar apare alta mai frumoasă, altcineva, cu altceva mai frumos și pe aia ți-e ciudă că ăla are și tu nu ai. Și concurența și invidia, lucru care te macină și nu-ți vor da niciodată satisfacție. Și tot timpul vom vrea să fie și mai mult și mai mult. De asta, cumva, pentru cei care chiar nu au, pot să spun că sunt mai câștigați, pentru că ei pun preț din prima pe altceva. Da. Nu sunt atât de frustrat să fie la un nivel mai sus decât altceva, că trebuie să fiu mai sus decât celălalt. Ei sunt doar ceea ce sunt. Exact. Identitatea, până la urmă e vorba de care e identitatea mea, ca adolescent, ca om, ca fie că sunt elev, fie că sunt lucrez, că sunt muncitor. E vorba de în ce constă identitatea mea. Cine îmi dă mie valoare? Valoarea familiei, valoarea mea ca persoană, identitatea mea prin prisma cui se recunoaște. Și azi e perioada, adolescența, și părinții trebuie să înțeleagă că ei trebuie să-și ajute adolescenții să-și creeze propria identitate, nu prin prisma unor lucruri, ci prin prisma unor valori și prin prisma unui caracter. Pentru asta trebuie să fii tu lucrurile astea, ca să poți să dai mai departe adolescentului tău. Amelia, timpul se scurge, s-a scurs deja timpul acordat emisiunii noastre. Aș vrea ca pe final să facem o concluzie la toată emisiunea, la toată discuția pe care noi am avut-o și să te îndrepți un pic către cele două clase pe care le-am discutat, adică părinți și adolescenți, da? Să le transmiți ceva.
Asta cu ultimul sfat. Da. E un pic... Nu creez de acasă gândurile astea, dar... lucrurile putem, ca părinți, pot fi trecute prin filtru poziției de părinte și gândindu-se la copii, la adolescenților, nu prin prisma aici și acum, ce vreau să fie copilul meu acum, aici, sau ce vreau să fie, ce aș fi vrut eu să fie, ci... îi încurajez să vadă lucrurile prin prisma a ceea ce va fi în viitor. Și asta presupune să își asigure cumva viitorul creând acea relație bazată pe comunicare. O relație care să țină în timp și care trebuie hrănită zilnic. Încurajez părinții să comunice și să le creeze confortul emoțional, pentru că adolescenții își doresc să fie ascultați. Adolescenții își doresc să fie liberi, își doresc să învețe de la părinții lor și adolescenții totodată își doresc modele demne de urmat. Asta e provocarea părinților, să fie modele demne de urmat, ca ceea ce îi lasă în urmă, copiii să calce pe urmele lor și să fie lucruri de apreciat. Să fie ei persoanele care vor să fie copiilor. Foarte interesante sfaturile și toate gândurile tale bune. Îți mulțumim frumos pentru că ai răspuns din nou invitației noastre. Te mai așteptăm în emisiune de câte ori ai ceva să ne spui, pentru că eu văd că tot ce vine de la tine vine din suflet. Cred că și cei de acasă văd expresia feței tale și își dau seama că totul este de acolo, din interior, și că totul este spre binele lor. Mulțumesc și sperăm să mai avem ce spune. Iar pe dumneavoastră, dragi telespectatori, vă aștept săptămâna viitoare în aceeași emisiune Copiii, Părinți, Profesori. Până atunci, la revedere!